Vreau să arăt ce se întâmplă în România profundă, unde bucuriile vin din, pentru copii mai ales, din orice lucru care poate nouă ni se pare absolut firesc pentru că l-avem la îndemână. Noi, oamenii mari, nu încetăm să ne uimim privind cât de fericiți sunt copiii când se joacă. Adesea uităm că joaca lor nu e doar distracție, e o activitate prin care un copil învață multe, să interacționeze cu alți copii, să împartă jucării și momente, să simte lucruri, să deosebească forme. Conștienți de importanța jocului în procesul de educație, cadrele didactice de la o grădiniță din Timiș au vrut un loc special pentru copii și l-au obținut prin proiectul nostru comun, Ajută un sat, schimbă o țară, dezvoltat de fundațiile Vodafone România și Mereu Aproape. Școala Domino Servite din județul Timiș se află în cadrul unui campus în care familiile monoparentale sunt găzduite și consiliate psihologic în urma abuzurilor suferite. Prin proiectul Învățăm jucându-ne de la Voitec, fundațiile Mereu Aproape și Vodafone România au transformat spațiul aflat în curtea școlii într-o zonă dinamică pentru educație în aer liber. Spațiul de 560 de metri pătrați din curtea școlii a fost complet transformat prin construirea, amenajarea și dotarea cu echipamente și aparate de joacă. Niciodată nu vom putea mulțumi de ajuns Fundației Mereu Aproape și firmei Vodafone că au reușit să schimbe viețile acestor copii și să le creeze oportunități de mișcare. Cu ajutorul voluntarilor din comunitate, părinți, profesori, foști absolvenți ai școlii, a fost construit acoperișul cu plăci termoizolante. A fost pus gazon și lemn tocat, au fost montate tobogane, leagăne, trambulină, căsuță de lemn și bară pentru cățărat. Materialele didactice și echipamentele IT au venit să sprijine activitatea didactică și educativă a școlii. Proiectul Ajută un sat, schimbă o țară face parte din programul strategic de investiție în mediul rural al Fundației Vodafone România, program care se derulează la nivel național și care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România.